Salutare! Suntem vineri, 25 de martie. Și o să executăm ultimul tur din cele 5. Mai avem jumate. Ultima linie dreaptă. Picioarele de plumb. Ceaba duras. Mai aveam de făcut colțul. Da, cum e, nu-mi place să dau colțul. L-am să dau colțul. În primul rând, încheiem o săptămână glorioasă în care pentru prima dată revin la muncă. Voi încheia de luni până vineri la muncă, o săptămână. Și o săptămână completă de antrenament, luni, marți, joi, vineri de alergat. Trebuie spus că obiectivul general este de a trăi în putere până la 100 de ani. Cum mă apropii de 50, o să avem grijă de motor, motorul și carcasa asta e, mai legăm o tablă, mai sudăm, mai, înțelegeți voi, schimbăm bujiile, avansăm. Mi-a fost foarte greu asta să mă trezesc. Aș mai fi dormit. Asta e o problemă cu somnul la mine. O problemă mare, săptămâna asta mi-a fost foarte greu, mai ales la muncă. Dar nu ne plângem. Am hotărât să iau o decizie înainte să ajung în fața doctorului să mă întrebe ce vreau să fac. Consider că prima operație la mână a reușit. O foarte mare parte a persoanelor care le-am consultat, începând de la doctori, materiale, documentare despre operațiile astea, tot ce vreți, mărturiile pacienților. O să zic că, da, o să-mi fie frică să o fac pe a doua. E o măcelărie curată. Și pe prima a fost măcelărie, dar eu zic că odată ce recuperez funcțiile perfect și nu mă doare nimic, nu o să mai risc încă o operație. Este o operație riscantă și ar însemna iară să o iau de la zero cu mâna, să nu pot să prind nimic, să mă doară iar încă 6 luni, un an. E foarte lung. Și o să vedem ce va decide în primul și în primul rând medicul meu. El o să-și dea cu părerea. Nu cred că e genul de doctor care să zică, hai bă să-l operez ca să iau bani. Nu. Doctorul o să fie clar și fair pe poziție, o să zică partea lui fără niciun fel de obiectivitate. Însă, trebuie spus că acel os este întărit cu această placă metalică și se creează o rezistență mult mai mare în timp în cazul unei eventuale căderi sau orice fel de accident. Acea placă va ține osul foarte, foarte întărit. Dacă nu o să o am, va fi un risc. Deci, cel mai mare handicap, să zic așa, va fi că nu voi putea intra într-un remeneu cu acea mână. Bănuiesc că poate să-mi facă remeneu pe restul corpului, într-un caz de accident puternic. Această mână, da, nu o să se poată valida, sau probabil nici eu nu o să pot să fiu băgat la remeneu, nu știu exact.
dar astea sunt riscurile. Deci, în primul și în primul rând, nu am constatat nu știu ce avansări săptămâna asta, dar am intrat într-un ritm care mie îmi place, un ritm care înseamnă alimentație corectă, mănânc o dată pe zi, la cantina statului, legume, sosuri, o masă echilibrată din toate punctele de vedere, mă abțin de la orice altceva. Nu cred că am scăzut în greutate, mi s-a mai întâmplat să mai vin acasă să mai mănânc o alună, recunosc, dar nu asta contează. Ceea ce caut eu este puterea și această putere o să vină cu timp. Când o să vină, o să fie bine primită. Până atunci, am trag sufletul, fraților, că e greu. E greu. Da. Da, nu am avut încă febră musculară, dar există o oboseală în corp, o oboseală. Nu vreau să forțez, probabil și săptămâna viitoare o să fac tot 5 ture de teren. Nu o să vreau să urc în ture atâta timp cât nu se observă niciun fel de performanță pe ture. Prima, a doua, a treia am dat-o super frumos, zici că eram uns. La a patra am zis, dă Doamne să termine mai repede. La a cincea, după ce am făcut jumătate, am mai deschis și telefonul, mi s-a luat suflu. N-am mai avut picioare, n-am mai avut respirație, n-am mai avut nimic. Am abandonat, mai aveam ultima porțiune din buclă ca să o închei exact cu 5 ture. Bun. Dar e bine, uite, telefonul țin cu mâna dreaptă. Am început să introduc în mai toate activitățile, nu ridic cu ea, dar seara este foarte, foarte obosită, deci mâna este extrem de obosită. Mă doare, e adevărat, mă doare. Dar a doua zi când mă trezesc, nu mai doare nimic. Deci e ca un fel de febră în urma exercițiilor care le practic peste zi. Simpla manipulare, simplu fapt că țin mâna pe truc, că mă dau jos, o mișc, o obosește. Dar e super ok. Mai am doar degetul mic care mai este amorțit. Degetul acesta mic este amorțit. Și în unele momente dispare amorțeala. Ultimele trei degete, astea, au fost amorțite, n-a mai rămas decât ăsta. Și sincer, sunt împăcat cu mine însumi, deci dacă și doctorul meu personal va decide să păstrez acea placă cu șuruburile în ea, o să le păstrez, sunt de platină, oricum osul o să acopere tot metalul. Dacă o să mergem la iarnă în apă rece, o să mergem, orice ar fi. O să mergem. Pentru asta ne antrenăm. În caz că durerile vor fi foarte, foarte mari, o să folosesc o mănușă de neopren. Stop. Dar eu, în primul rând, o să recuperăm corpul, o să-l vindecăm. Și după aceea o să-l întărim. Deci, voi merge la apă rece fără nimic. Și dacă nu se va putea, va fi imposibil, luăm mănușă. Cam ăsta e planul. Cam ăsta e planul. Fraților, o să o tai și eu acasă. Îmi fac un duș, m-am îmbrăcat și am plecat direct la muncă. Vineri 25. Prind și eu primul weekend. O să văd. Mai am o sticlă de vodka acasă, dacă o să am chef de băut la noapte, dar nu cred că o să am chef. Dacă o să am chef, o să beau un pahar în cinstea voastră. Să aveți un weekend minunat. Ciao!